Astăzi, la Colegiul Tehnic Mihail Sturza din Iași a fost inițiat un proiect educativ original, Alea Absolvenților. Și astăzi a fost plantat primul tei de către șeful de promoție din 2019, Mihail Chirinciuc. Este un moment unic, un moment interesant, un moment important și vă așteptăm pe toți la Sturza, la Poalele Buciumului, un liceu minunat care vă așteaptă să completați Alea Absolvenților. Momentul Colegiului Tehnic Mihail Sturza a fost unul dintre cele mai frumoase momente în viața mea. Am petrecut împreună 4 ani de neuitat. Au fost 4 ani minunați pe care mi voi aminti mereu cu drag. Mă voi întoarce mereu cu cea mai mare plăcere aici pentru a privi acest pom minunat. Teii plantați de șefii de promoție de la Sturza se vor vedea de pe podul de la Buciumi și vor demonstra că Iașul este un oraș al parfumului de tei și al florilor care vor face viața mai frumoasă.